Asta am dolos. Da. Ziua, bine ați revenit. Foarte frumos. Mulțumim, ne-ați invitat. Cu mare drag venim, fiecare dată venim. Adică cum faceți voi doctorul ăsta se, de tandă? Se macerează. Petalele de tandă, da, dacă vedeți duceață. Da. Se țin la macerat. Se țin la macerat. De unul. Deci ăsta e lichior de trandafir și asta? Sirop de lavandă. Ah. Dulce. Da. Două variante. Cine volanul servește sirop. Cine nu? Da. Și astea? Dulcețuri de lavandă, de trandafir. Astea? Da. Este șofran. Adică? Șofran este un condiment, dar este un plant foarte potențial, foarte puternic. Așa, dar se folosește. Să în mâncare, în primul rând, ca și condiment. Da. Iar apoi, dacă avem afecțiuni, în alături de plămânii, inima, cei cu Alzheimer, Parkinson, deci lucrează da. La nivel locomotor, da, foarte știu. Să pun natural cu șofran și trandafir. Dar cum faceți voi de metoda aia da, veche, da, veche, da, cum făceau da, bătrânii, da, nu? Da, este zaiat manual, făcut de către mine, dar cu de la noi, da, de un boss. Deci se face manual, cel de știu de tăiat. Exact pe vremea rovicilor, doar că e adaptat în sistemul cu ulei naturale, vegetale. Toate culturile le avem la Târgu Frumos. Avem lavanda, șofranul, trandafir, zmeura, pinele, plantele medicinale. Cum mai sunt ca produs șofranul? Că a produs șofranul, da, în piață. Dar la el se și muncește mai mult. Mai mult, nu? Da, e mult muncă de chinez, noi așa o mâncă, să ia fiecare plant în parte și e foarte micuță. Și apoi se golimpează felicelul, șofranul. Da. Și este un produs natural, nu se poate interveni. Plăticare ne-a putea să ne ia în combaterea burenilor. Am să pus să fac analiză. Da, da, el este deshidratat. Un ulei credește probabil și da, foarte puțin, era foarte puțin, dar e ce gust, da, știu, ce, adică e amar, dulce, da. Verde, nu verde, acru. Amărui, dacă se folosește, asta e aroma lui. O aromă foarte puternică, deci câteva firii cu forță se folosește. Povestele bunilor, nu? De bazin. Ia zi-mi, pe voi v-a afectat un pic acolo? Am scăpat, mi-a plouat și la noi, am intrat pe insulare, dar 15 km mai departe, la Cudalbi, au făcut prăbăt. Cudalbi, Costachii Negri. Am văzut Costachii Negri, am văzut. Cu Zavodă, da, sigur. Ne-a fost și barajele. N-aveau ce face. A fost o chestie controlată, știi? Da. Și da. Ăștia s-au făcut cu unturi tradițional. Da. Da, fain. Cine e acolo? Nu, nu-i corect cum vă spun. Reușiți. Da, vă spun eu că reușiți. Da, știu, dar era așa, că n-am fost. Era așa, că legume și astea tot am ieșit. Da. Asta e un fel de... Elitie, da, mai groasă, știi? Un fel de focaccia. Da, așa. E o chestie, să zic așa, unică, că nu o face nimeni așa. Da. Când era în sala Victoria? Da. Da. De foarte mulți ani nu găsesc. Aveți un pic de miere, de trântor? Nu există. Trântorul mânecă. Trântorul mânecă, da. Dar mai așa cu bancul. Ce e așa? Hai de mii. Vitei, da. Asta-i vitei, asta-i salsă. Ia ca dimană n-ai adus. Dimană se face numai anumite... Și nu tot timpul. A dus cineva mii de sur, un portanel de mană de aia.
Ei, omule, cum poate să arată! Asta le luăm, le băgăm cu ăsta de da, da, da. Da, da, să îți bănesc cu carne. Azi vineri și eu... Da, 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 am și zis, am văzut. Mâine, da. Mâine mi-au soția și nepoțelul și vin cu ei un pic să... Vin, vin, vin. La prânzul prânzului, dacă e frumos, cald, dar nu ți-e. Dar trebuie să-ți înțeleg să încălzești. Avem și damigea. Ai o zonă cumva... Produci, produci. Ai solarul la mare acolo în colț? Da, da. Da. Cât e chem? Da. Da, da, da. Struguri din Moldova? Da. Ce soi e asta? Soiul Moldova se numește. Chiar așa? Da, chiar așa. Ce găsim noi aici? Foarte bine face. Ce facem? Bună ziua! Uite, buzeta la voi! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Ce-am spus aici? De o... Pastram de oaie. Mâine vin să mănânc eu un pic. Vine acasă, e vineri, nu mă bag. Așa stau cu dragi. Bine. Mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Sunt Claudiu Doboș din Comuna Săbăoani, inginer agronom din meserie și cipercar de profesie. Practic, la acest târg m-am prezentat cu cipieștii Preorotus Comunii, din soiul de vară, urmează să scop cel de iarnă în curând. Aici avem vederea cipercării, sunt singurul producător din România de ciperci aurii. Este o delicatesă considerată. O propun doar la 35 lei kilogramul, deoarece vreau să o cunoască cât mai mult. Deci este un preț, practic este preț de cost. Aici avem un sărculez demonstrativ ca să vadă clienții cum cultivăm noi pe substrat artizanal. Adică vreau să zic, tot e făcut cu mâna și nu se pune substanțe chimice în sac. Dezinfectarea o facem prin pasteurizare termică, nu prin stropire chimică și nu folosim biostimulator sau alte prostii, da? Deci totul e natural. Totul natural, da. Singura chestie care mă împiedică să-mi iau certificatul de atestat ecologic este faptul că nu grâu provine din cultură tratată, adică nu provine din culturi bio, da? Asta este singura chestie și am o mare problemă aici. Așa. Ca și variante pentru cei care n-au timp să gătească, avem la borcanel trasă la ceaun cu ceapă, doar mai trebuie un cățel de usturoi încălzit 5 minute și pus în alte preparate, orice vreți dumneavoastră, sau cu smântână sau așa. Avem varianta mică, varianta mare și din coace avem doar varianta mică mai rămasă acum cu marinate la oțet. Practic avem ca murătură. Deci aici este ca o garnitură, aici ca o murătură, doar să vrem. Așa. De anul ăsta am scos și pulbere de Preorotus auriu, aceea fiind foarte parfumată, o folosim la condimentat mâncărurile când avem vrem să fie mai potențiate ca și gust, da? Și avem și săculeții pentru persoanele interesate. Tot este făcut, tot munca mea, munca grea este făcută din mine, practic am și incubat, adică ce înseamnă? Practic miceliul o acapara toate faile, cum se vede, chestia asta albă e rădăcina ciupercii, ca să înțelegem. Cine vrea și are hobby cu ciupercăritul așa și vor să se mai documenteze, un săculeț 4 lei este doar pus la beci, îi dau consultanță gratuită și în 10 zile ajunge casa cu ceala, da? Sau dacă are grijă de el, că eu am concurență mai multă, poate să iasă mai bine ca mine. Am avut clienți care au ieșit mai bine ca mine ca rezultate, da? Și nu să te țin videos pe ei. A, chiar vreau să-i angajez. Da. Ce așteptați de la târgul de anul ăsta?
ca și vânzări, deja știu la ce să mă aștept, pentru că am fost și am trecut și știu cam e treaba, dar vreau în primul rând să mă cunoască lumea, pentru că sincer este o oportunitate, pentru că în piața mare din Roma, unde vând eu zi de zi, sunt clienți care nu ajung niciodată și atunci zic că la târgul ăsta zic că mai vede lumea ce fac eu și ar fi păcat că sunt singurul producător din Moldova de ciuperci artizanale și având să fiind aici la o aruncătură de băți să nu mă cunoască un romașcan. Deci piața mea de desfaceri în principal este de 80% Roma, 20% Iași, dacă merg 20% Iași vând mai mult decât vând în Roma, să ne înțelegem, da? Ca și Brâncuș când a fost apreciat la Paris, nu, da? Dar ciuperca infinitului. Da. Insist pentru că sincer financiar nu este chiar roză situația. Ciuperca este foarte perisabilă și vă mai spun o chestie. Ca și ciupercar ai numai două momente pe an când poți să trăiești din asta. Adică la postul Paștelui când într adevăr nu mă pot plânge. Și în toamna pentru zacuscă, acum cum e sezonul, dar cu mare rugăciune atât de sus, nu cumva să ploaie. Că dacă a plouat, acum până la urmă Dumnezeu a zis: "Băi, mai lasă și pe ăștia, alea că am deschis rubinetul, gata, zilele astea am terminat." Și nu avem continuitate ca ciupercar, da? Deci nu avem, sunt luni în care eu pregătesc și mai mult că voluntar. Mai mult de, deci la 2-3, hai să spunem 3 luni cam salar, restul cam muncă voluntariat, muncă voluntară. Dar insistăm. O ultimă întrebare și vă las pe urmă să, da? Să vedeți de treabă. În consultanța pe care oferiți intervin și rețete specifice? Rețete, atât verbal, cât telefonic, cât și la fața locului, iar drept dovadă avem aici niște plianti în care așa, ca să mă cunoască lumea, am spus așa, dacă poate nu știați, dar ciuperca pleus este plantă medicinală de 3 ani încoace, dar este atestată ca fiind plantă medicinală și atunci ne-am permis să scot toate indicațiile terapeutice ale ciupercii, da? După care aici avem barometrul TV, pentru că este foarte bună pentru ca și dietă, da? Deci o putem elimina absolut carnea, sper să nu mă audă Marcel. Așa, bun, după care avem aici toate câteva rețete testate personal din cadrul ciupercării. Deci vă zbuie divini. Eu sunt și bucătar, apoi și la Masterchef, dacă așa, ca să mă laud o leacă. Dacă toți suntem aici, avem rețetele mele, asta a fost cena mea de acum 2-3 zile. Și aici și aia sunt exact cam 5 hibrizi cultiv eu. Din păcate, ultimul l-am pierdut pe traseu, colegii care îmi furnizau micele au falimentat și mi-e greu de produs miceliuri. N-am apucat să rămân nici cu 1%. Și atunci o să mai fac câteva demersuri, să am niște ciuperci deosebite, tot așa premier în România. Colegii unguri nu le mai cultivă, că nu sunt foarte productivi, dar au pus la un preț decent să merg. Și am învățat clienți și acum nu mai am. Da? Și o să revin. Le promit clienților pe această cale că o să mai... Fionix-ul o să revină la putere. Bine, ne revedem la zilele toamnei și în acest an, un eveniment pe care Primăria Municipiului Roman îl organizează în fiecare toamnă în ultimii ani. Este un eveniment la care dorim să avem alături producători locali, oameni care trudesc în timpul anului și ne pun pe masă bucate deosebite. Am văzut că în fiecare, la fiecare acest eveniment foarte mulți romașcani sau oameni din zona limitrofă Romanului vin și se bucură și se încântă cu bucatele pe care le oferă producătorii tradiționali, dar totodată și de spectacolul pe care Primăria Municipiului Roman îl organizează cu această ocazie. Avem, iată, 3 zile de voie bună în Parcul Municipal din Roman. Ne bucurăm că totodată serbăm și 10 ani de activitate a ansamblului Romașcan Plai Moldovenesc și cu atât mai mult sărbătoarea și voia bună va fi la ea acasă. Vor fi zile de, cum am zis, de joc și voie bună. Sperăm ca toți să ne bucurăm și să ne întâlnim aici în acest parc frumos și să ne povestim ceea ce am trudit în această vară și să ne pregătim pentru etape viitoare. Eu le mulțumesc tuturor celor care au organizat acest eveniment, participanților care sunt mereu alături de noi și vin să promoveze producția autohtonă. Iată că, deși, așa cum am văzut, unii trudesc din greu sau nu tot timpul, momentele sunt cele mai prielnice, avem în continuare oameni care se dedică, iată, agriculturii, producției agricole și ne bucurăm pentru acest lucru. Ne bucurăm că sunt alături de noi cei care au organizat evenimentul, oameni din Primăria Municipiului Roman și totodată ne bucurăm, domnule deputat, că sunteți alături de noi și puteți să vedeți și să duceți să mai departe. Să vă ce ați făcut, ca de la anul să fac mai frumos. Da, așa ne-am propus și noi în fiecare an să facem din ce în ce mai așa frumos este. Și să ne bucurăm de acest moment. Și vreau să vă felicit și eu, vreau să-i felicit în primul rând pe organizatori, cei care s-au implicat din Primăria Roman, mai ales cei de la Direcția
piețe, pentru că ei sunt în directă legătură cu producătorii și mă bucur că ce văd în acest an au adus lucruri de calitate. Eu am spus că îmi doresc întotdeauna, e important și cantitativ, dar pe mine mă interesează calitatea. Să fie oameni frumoși, să fie oameni curați, să fie lucruri frumoase și bune, și îi felicit pentru că au făcut acest lucru. Tradiția se păstrează, cred că are, nu știu, 12 ani, 14 ani, nu știu de când facem acest târg. L-am avut în alte locații, l-am făcut... Nu, am făcut și eu aici ca primar, am organizat și eu aici, Târgul Toamnei, dacă v-ați aminte, am organizat aici. Și pe urmă s-a mutat și în altă parte și aici e un loc frumos, un loc plăcut și vremea e bună. Am comandat, s-ați văzut că a plouat mult în ultima vreme, intrăm cu amendamente la vreme și să vine vreme mai frumoasă, să se bucure romașcanii, că așa e, fiecare anotimp are frumusețea lui. Hai să arătăm și frumusețea toamnei, mai ales prin ceea ce oamenii au produs în timpul primăverii și a verii. Succes tuturor, multă sănătate și să se bucure oamenii în acest weekend de un eveniment frumos pentru ei.